Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii martie. Aceasta se aplică tuturor celor care au soarele, luna și ascendentul în rac. Haideți să vedem ce aduce energia acestei luni pentru voi. Luna martie este de departe cea mai importantă din punct de vedere astrologic, atât pentru voi cât și pentru restul lumii. Acțiunile începute acum vor avea un efect pe termen lung, chiar foarte lung. Să vedem despre ce este vorba. Planeta Saturn va părăsi Vărsătorul începând cu data de 7 martie și va intra în Pești, în ultimul semn al zodiacului. Aduce finalitate, dar și structură. Vorbim imediat și vă spun despre ce este vorba. Pe data de 23 martie, Pluto va intra în Vărsător, un eveniment astrologic care va dura pentru următorii 20 de ani. Marte, guvernatorul acțiunii, va intra în rac, la voi. Se anunță schimbări majore atât pentru fiecare dintre noi în parte la nivel de individ, dar cât și pentru întreaga lume, la nivel de umanitate. Planeta Saturn se va regăsi în Pești pentru următorii 3 ani. În Pești s-a mai aflat acum 29 de ani. Ceva ce atunci poate a avut importanță pentru voi poate reieși la suprafață și astăzi ca temă. Peștii sunt arhetipul subconștientului, arhetipul vindecării, arhetipul imaginației, al câmpului colectiv din care toți facem parte, dar și al iluziilor, posibil deșarte. Ca și guvernatorii peștilor, îi avem atât pe Jupiter cât și pe Neptun. Jupiter este expansiv, el amplifică trăirile de orice fel și de orice natură, în timp ce Neptun dematerializează. Saturn, în acest context astral pentru voi dedicat, intră în casa a noua, casa credințelor, casa studiilor înalte, casa străinătății, casa înțelepciunii. O casă guvernată de asemenea de Jupiter. Drept urmare, energia lui Saturn aici pentru voi va fi una blândă, să îi spunem, va da buzna așa cum o va face pentru celelalte semne. Aici puteți descoperi că în următorii 3 ani vor ieși la suprafață credințele voastre vechi sau lucrurile în care voi ați avut încredere și care acum nu vă mai servesc, Peștii fiind ultimul semn din arcul zodiacal. Vin cu un sentiment de finalitate. Trebuie să scoatem la suprafață lucrurile despre care nu suntem conștienți și care ne macină comportamentul zi de zi. În ce avem noi încredere? În ce ne încredem cu adevărat? Sau în cine am avut încredere de-a lungul timpului, dar mai ales în ultimii 3 ani? Saturn vine cu structură, cu organizare, face curățenie la nivel de sistem de valori, de sistem de credințe. Saturn vă poate ajuta să reevaluați ce ați studiat, lucrurile în care ați crezut și vă poate readuce în poziția în care să o luați de la început. Să vă întoarceți la studiu sau să vă dați seama că studiile pe care voi le aveți poate nu v-au ajutat până acum deloc. Cine știe cum se aplică pentru fiecare dintre voi în parte. Această casă este și una a mentorilor. Fie veți fi puși față în față cu un mentor, un șef, un superior care vă va confrunta, vă va provoca, dar care în egală măsură va aduce și transformare la nivel de spirit, la nivel de suflet, la nivel de profesie și așa mai departe. Avându-l pe Neptun aici de o lungă perioadă de timp, s-ar putea ca voi, pe de-o parte, să aveți impresia că sunteți pe drumul bun, însă, după cum spuneam, Neptun fiind o planetă care dematerializează, să vă fi confruntat în ultima perioadă, mai ales în ultimii 3 ani, cu fel și fel de nereușite, cu fel și fel de ziduri ridicate sau proiecții nematerializate, dorințe neîndeplinite, tocmai pentru că acestea nu aveau o bază solidă. Pe de altă parte, Pluto face acest schimb colosal, cosmic, pentru că un tranzit complet de al lui Pluto prin întreg cercul zodiacal durează 250 de ani. Pluto a stat în Capricorn în ultimii 14 ani și pentru următorii 20 se va regăsi în casa voastră a 8-a. Iese din casa relațiilor voastre, de unde în ultimii 14 ani a
Făcut ravagii, mai clar și mai corect spus. A venit cu un puternic sentiment de provocare, dar și de transformare. Cu siguranță foarte mulți dintre voi, cei care aveți marcaj puternic în rac, v-ați regăsit în provocări la nivel de relații, finalități la nivel de relații, divorțuri, parteneriate, contracte, fie relații în care ați avut foarte multă putere sau o ascensiune bruscă, fie relații din care ați ieșit fără ca voi să fi avut puterea de a decide acest lucru. Pluto este planeta evoluției sufletului, este sensul și menirea noastră aici în viață și acum se mută în casa 8-a. Casa 8-a are legătură cu banii celorlalți, cu taxele, cu impozitele, cu câștigurile din contracte, din intermedieri și așa mai departe, cu moșteniri primite, dar și cu subiecte tabu. Casa 8-a este a scorpionului, este casa sexualității, a transformării, a alchimizării, a metamorfozei. Este o casă karmică. Poate veni pentru voi aici cu întâlnirea sau cu punerea față în față cu suflete, persoane, grupuri de oameni cu care să aveți o conexiune transcendentală, dar de altfel și transformațională. Casa 8-a poate aduce limitări, după cum spuneam, în zonele enumerate anterior. Este recomandat aici ca începând cu luna martie a acestui an, dacă cumva lucrați fără forme legale sau dacă, nu știu, aveți firme, afaceri, etc., să fie totul corect și legalizat, pentru că Pluto distruge absolut tot ceea ce nu este menit să vă fie vouă în viață sau în calea voastră sau ceva ce nu are legătură cu conștiința voastră mai înaltă. Planeta Pluto aici poate aduce trezire spirituală, dar sub o formă foarte profundă și destul de greu de asimilat. Procesul este unul încet și subtil. Drept urmare, veți avea nevoie de foarte multă răbdare pentru ca acum să reclădiți, să o luați de la zero la un nivel mult mai înalt și mult mai desăvârșit. Marte intră în rac, în semnul vostru, va aduce o nevoie de a face lucruri, de a excela în anumite zone și direcții în viața voastră, dar poate veni și cu o doză de impulsivitate și rebeliune. Este necesar să fiți calmi și cumpătați. Jupiter și Venus se vor regăsi în continuare un berbec, de unde vă vor susține expansiunea la nivel financiar, la nivel de relații, dar unde s-ar putea să descoperiți că pentru o perioadă de timp partenerul sau partenera voastră se va izola cumva sau se va axa mai mult pe sine. Totul este un proces, viața este o călătorie la care trebuie să ne adaptăm și din care trebuie clar să devenim mai înțelepți și să ieșim mai înțelepți. Eu vă doresc să aveți o lună martie minunată, să luați aminte că tranzitele despre care v-am vorbit acum sunt de foarte lungă durată. Să vă uitați puțin în trecutul vostru, să vedeți unde erați acum 29 de ani și ce se întâmpla în viața voastră, pentru că acolo s-ar putea să fie cheia succesului vostru pe mai departe. Să vedem ce ne spun și cărțile. Ce pot aduce aceste tranzite pentru rac începând cu luna martie? 29! Wow! Superb! Descoperirea sensului vieții. Dragii mei, pentru toți cei care aveți marcaj puternic în rac, clar, aceste tranzite vor deschide calea către menirea voastră. Procesul va fi unul subtil și lent, dar cu siguranță, cu siguranță veți întâlni în viața voastră oameni alături de care să faceți echipă sau oamenii potriviți, indiferent de interacțiunea și de dinamica relațională pe care o veți avea cu aceștia, care să vă ajute și să vă susțină în evoluție. Vedem aici un instrument muzical care înseamnă sunet, vibrație. Veți atrage în viața voastră în funcție de trecutul vostru, de cine sunteți voi la bază, pe interior, atunci când vă uitați în oglindă și nu vă știe nimeni altcineva, tot ceea ce aveți nevoie să fie eliberat. 29 este
o cifră care însumată duce la 11, codul liberului arbitru. Veți avea un cuvânt de spus în toate aceste etape care aduc transformare și care aduc eliberare în viața voastră și în funcție de ceea ce veți gândi voi, așa veți materializa. Posibil să vină următoarea perioadă de timp pentru voi cu nevoia de a vă elibera emoțional de lucruri care au avut legătură cu viața voastră în ultimii 3 ani, cel puțin, și să vă eliberați de acestea. Pentru cei care nu sunteți în relații solide, acestea, cu părere de rău, s-ar putea să se finalizeze. Pentru cei care sunteți în relații solide, acestea vor dăinui în timp pentru foarte mult timp de acum înainte. Respingere. 13, cartea moartea, transformarea. Clar, avându-l pe Saturn în ultimii 3 ani în casa 8-a și pe Pluto în ultimii 14 în casa 7-a, care este casa relațiilor, posibil voi, dragii mei, să fi experimentat aceeași traumă din copilărie, și anume trauma de respingere, unii dintre voi și de abandon, care a jucat un rol important în cine sunteți voi astăzi, în ceea ce ați devenit voi astăzi și în relațiile voastre de până acum. Este un moment prielnic, începând cu această lună, să conștientizați, să vă dați seama, să vă analizați un pic viața, trecutul și relațiile, pentru a putea avea succes pe mai departe, pentru a putea intra voi în armonie cu sufletul vostru. Veți fi purtați pe drumul potrivit pentru descoperirea menirii voastre aici pe pământ, dar acesta nu înseamnă că va veni cu flori, lauri și trompete. Pot apărea fel și fel de situații care clar vă vor scoate din zona de confort, însă un lucru este foarte important aici. Toate sunt acolo în viața voastră pentru a vă susține, nimic nu este întâmplător. Să vedem mai departe. Pentru rac, frumoasa din pădurea adormită, visul frumoasei din pădurea adormită, visul de 100 de ani, cheia perfectă, prietenul meu drag. Și să ating cerul. Wow, aveți o energie, dragii mei. Dacă veți ști ce să faceți cu ea, începeți clar o viață presărată cu iubire și cu de toate. Haideți să ne uităm îndeaproape la cărțile acestea. Aici ne regăsim în basmul binecunoscut, frumoasa din pădurea adormită, unde doar dragostea adevărată ne scoate din visare, doar dragostea adevărată ne va readuce la suprafață. Această carte face referire la relațiile voastre, la posibila impresie legată de vreo relație pe care o aveți sau de relația în care sunteți, sau face referire la iubirea pe care voi credeți că o simțiți față de cineva sau la iubirea pe care cineva crede că o simte față de voi. Dacă toate acestea nu sunt solide, nu au o bază care să servească bine lui cel mai înalt, al tuturor celor implicați în acea poveste, acele relații sunt sortite, astrologic, cosmic, să se destrame. Iar acest lucru este clar cheia către evoluția voastră și către a merge mai departe alături de cineva care să vă fie prieten, susținător, iubit, iubită, soț, soție, amant, amante, etc. Să fie împăratul sau împărăteasa pentru voi, un întreg, nu cineva care să vină să vă completeze pe jumătate cu propriile sale defecte și care să vină să panseze rănile, nu să vă ajute să vă vindecați pe deplin. În acest context, dacă voi reușiți să duceți la capăt aceste vindecări, aceste conștientizări care au legătură și cu sexualitatea și cu relația voastră cu banii și cu doza de sacrificiu pe care voi o resimțiți când vine vorba despre ceilalți,
veți fi clar transformați, vindecați și veți avea în fața voastră succesul. Pentru unii dintre voi veți realiza că iubirea voastră adevărată se află lângă un prieten sau că ați iubit cândva un prieten care de fapt era menit să fie în viața voastră împăratul și împărăteasa. Sau că cineva pe care voi l-ați crezut prieten de-a lungul timpului este de fapt iubirea voastră adevărată, însă voi, fiind în visare, fiind blocați în minte și în controlul minții, nu ați putut vedea de fapt fericirea care se află în fața voastră. Avem 47 din nou, codul liberului arbitru. Ați întâlnit la un moment dat în viața voastră pe cineva alături de care ați fost aproape perechea potrivită. Să citez pe cineva. Almost perfect match. Acel almost perfect match, acel aproape perfect pentru voi, este de fapt perfectul vostru absolut. Este superlativul vostru la nivel de iubire. Pentru alții dintre voi veți cunoaște pe cineva care va fi aproape perechea voastră potrivită, dar pe care s-ar putea să nu aveți capacitatea să îl vedeți sau să o vedeți din cauza că în capul vostru rulează această traumă de respingere. 3. Are legătură cu copilăria voastră. Încă din copilărie vouă vi s-au întâmplat niște lucruri care s-au instalat în subconștientul vostru ca traumă de respingere în primul rând. Înainte de abandon, respingere a fost acolo și uite așa ați trecut voi prin viață adormiți, inconștienți de lucrurile frumoase pe care le puteți avea și chiar și atunci când aveați ceva, acel ceva sfârșea, poate prematur, poate prea repede din viața voastră pentru că voi nu erați conștienți de menirea voastră, de sensul vostru, de oamenii care sunt potriviți pentru voi și căutați în permanență compania cuiva care până la urmă se dovedea a fi disponibil. Din nou, 29, sensul vostru, 29, sensul vostru, menirea voastră este în mâinile voastre, vor urma niște ani foarte profunzi. Vă puteți întoarce oricând la clipul acesta sau puteți începe să cercetați ceea ce vă spun eu aici, pentru că este real și profund. Următorii 20 de ani pentru voi vor fi de maxim impact, mai ales la nivel de relații, mai ales la nivel de credință. Aceste cărți înseamnă trezire spirituală, trezirea după somnul de 100 de ani, unde am fost aruncat fără voia mea și de unde doar iubirea adevărată mă scoate. Foarte frumoase cărțile, emoționant de-a dreptul. Pentru RAC, iată, farul. Farul, să nu-ți pierzi niciodată direcția, farul sau felinarul. Aici scrie, sunt întotdeauna de ajuns, faptul că cineva m-a respins în copilăria mea m-a făcut să-mi pierd încrederea pentru că am culoarea galben, care vorbește despre plexul solar, iar acum aceste tranzite vin să te pună pe tine față în față cu situații din care să îți recapeți încrederea și din care să ai oportunitatea să îți vindeci trauma de respingere, rana de respingere. Nu te îndoi de ceea ce ești, nu te îndoi de valoarea ta. Vedeți că voi sunteți cu spatele la realitate, nu sunteți conștienți. Să vedem la nivel de cărți de tarot cu ce vine. Vom lua 5 și apoi dublăm pentru a avea 10. 5 este schimbare, 10 este suprascriere. Pentru RAC. Ok,
Pentru foarte mulți dintre voi văd că, sub o formă sau alta, sunteți căsătoriți sau în relații în care stați cu precădere din cauza copiilor, nu datorită copiilor, ci din cauza copiilor. Pe semne că rulează același tipar acolo, posibil voi în copilărie să fi avut un părinte sau părinții voștri să fi stat împreună din cauza voastră, pentru că așa se spunea pe vremea aceea, nu datorită vouă. Și aceste tranzite să vă testeze clar loialitatea sau relația de la bază, pentru că dacă aceasta nu are la bază iubire necondiționată, relația într-un final se va prăbuși. Iar aici sunteți voi care aveți cheia, și anume alegerea de a rămâne într-un loc doar de dragul cuiva, care, din punctul meu de vedere, este de fapt o scuză pentru lipsa de neasumare a vieții, pentru lipsa de curaj în a face un pas înainte sau de a face un pas înainte. Pentru alții dintre voi ați făcut pasul de a intra într-o relație doar de dragul de a avea copii și această relație sub o formă sau alta v-a luat din putere, fie din libertate, fie traversați voi acum o limitare la nivel de familie care nu vă lasă să vă împliniți la nivel sufletesc. Pentru alții dintre voi, relația în care sunteți va deveni din ce în ce mai stabilă, însă atât voi cât și partenerul vostru trebuie să vă maturizați, pentru că atât voi cât și ei în acest moment rulați dintr-o frecvență joasă care nu este una armonioasă și care nu vă dă vouă șansa să vă transformați, să vă vindecați și să ajungeți să vă întâlniți sensul vieții, să descoperiți cine sunteți cu adevărat voi autentici. Aveți aici o cheie, va trebui să aveți încredere în ceea ce se află după, chiar dacă vor exista ocazii în viața voastră când vă veți simți neputincioși. Neputința voastră, vulnerabilitatea voastră, vă va face să renașteți precum pasărea Phoenix din propria cenușă. Și atunci veți ajunge la puterea voastră adevărată, la încrederea de care aveți nevoie pentru a continua. Elefantul este un animal printre puținele care au conștiință de sine, deci veți deveni conștienți, vă veți trezi în conștiință supremă, în eul vostru autentic. Foarte mulți dintre voi iubiți pe altcineva față de persoana cu care sunteți acum. Iar alții dintre voi aveți toate șansele ca în următorii 20 de ani, deși sună mult, asta face Pluto, să ajungeți să vă întâlniți acel suflet perfect pentru voi. Totul va începe din momentul în care Saturn intră în Pești, 7 martie. Dragii mei, aici sunt mai multe scenarii și posibilități. Vă văd într-o viață preponderent de care nu sunteți realmente mulțumiți, unii dintre voi. Alții dintre voi, v-am spus, duceți un trai liniștit, absolut normal, dar fără a fi pe calea potrivită vouă. Pentru alții dintre voi, văd că deși voi vă aflați într-o relație în care spuneți că da, este totul în regulă, am un soț, am o soție, etc., voi în sufletul vostru aveți pe altcineva după care tânjiți, care vă face să vă simțiți magnetic totul. Pentru
pentru care să însemnați totul, dar aceasta este o taină doar de sufletul vostru știută, în timp ce voi sunteți într-un angajament, într-un contract cu altcineva. Pentru alții dintre voi, posibil persoana la care voi vă gândiți să fie într-o altă relație karmică cu altcineva, dar vă confirm că în secret sufletul lor, gândul lor este clar 100% la voi și la nimeni altcineva. Pentru alții dintre voi văd că veți evolua atunci când vă veți echilibra energia masculină cu cea feminină, când voi vă veți trezi din această visare, vă veți da seama că sunteți de fapt una cu divinitatea, zeu-zeiță, că nu știu cum altfel să le spun. Cavalerul de Băte spune aici că va exista pentru voi o împlinire la nivel financiar, un boom, da? Un nou început plin de prosperitate, dar pentru care trebuie să fiți foarte, foarte, foarte atent sau atentă, pentru că puteți avea totul sau nimic. Puteți avea totul sau puteți pierde totul. Văd aici interacțiuni puternice dintre Rac Berbec, Rac Fecioară, Rac Taur sau Balanță, Rac Pești. Dar cel mai puternic semn pe care îl văd în dinamica relațională cu voi este Berbecul. Evident, nu ne rezumăm doar la acestea. Voi, dragii mei, foarte mulți dintre voi, în următorii ani, vă veți trezi din visare și veți evolua foarte, foarte mult. Pentru alții dintre voi veți descoperi în următorii 3 ani că persoana cu care voi sunteți, dacă sunteți căsătoriți, posibil să aibă o relație secretă cu cineva de foarte mult timp. Posibil pentru alții dintre voi să descoperiți că, deși sunteți într-o căsnicie stabilă cu cineva, partenerul sau partenera voastră a avut nenumărate aventuri cu cineva. Nu este obligatoriu, dar cărțile acestea asta arată și tocmai de aceea vi se oferă vouă aici cheia și liberul arbitru să decideți ce vreți să faceți mai departe. Rămâneți într-un loc unde stați doar pentru că vă este teamă să vă luați viața de la capăt. Aici am pe cineva cu Venus în Taur, cu Venus în Gemeni, pe cineva cu Lună în semn de pământ, cu Lună în Leu. Aveți foarte multe arcane majore, ceea ce înseamnă că nu prea veți avea cum să evitați lucrurile care vin pentru voi aici. Vă văd la nivel de sănătate în regulă. Văd că veți rezolva niște provocări medicale pe care le aveți de o perioadă foarte lungă de timp. Pești înseamnă și vindecare, dar puteți apela sau face apel la un fel de terapie alternativă care va da roade foarte repede și foarte eficient. Ce mai avem aici? Sensul și menirea vieții, 4 de monede și 9 de spade. Pentru a vă descoperi voi calea vieții, fericirea deplină și abundența, trebuie să vă eliberați de frică și de teamă. Teama de a face un pas înainte, teama de a nu pierde totul. Știți vorba aceea, de ce mi-e teamă, nu scap. Trebuie să eliberați această teamă pentru că voi funcționați din frecvențe joase care vă trag în jos. 4 este cifra stabilității, 9 este cifra completării, cifra întregului. Puterea. Iată. Am puterea să trec peste absolut orice, am puterea să mă accept așa cum sunt și am puterea să o iau de la început. Pentru această rană de respingere, am regele de cupe. Posibil să aveți o traumă legată de tata sau de părintele dominant din familia voastră, pe care acum să începeți să o înțelegeți și să o vindecați, pentru că vă încurcă în buna desfășurare a vieții voastre, v-a reflectat în permanență constant în relațiile voastre
acel mecanism de care nu sunteți conștienți și v-ați sabotat singuri. Somnul acesta, ce spune aici, 10 de spade. Cu cât veți rămâne mai mult în visare și cu cât veți întoarce mai mult spatele provocărilor sau nu veți fi sinceri cu voi înșivă, cu atât veți suferi mai tare. 3 de spade. Suferința aceasta, să știți că poate fi alungată de acea persoană despre care v-am vorbit mai devreme, fie pe care ați cunoscut-o acum foarte mult timp, fie de acea persoană pe care o puteți cunoaște de acum înainte. Persoana pe care voi o puteți cunoaște, alături de care să ajungeți la sentimentul acela de armonie perfectă, este de asemenea în proces de transformare și de vindecare. 9 de monede. Pentru a atinge cerul trebuie să știu cine sunt. Trebuie să ajungeți să vă cunoașteți pe voi foarte bine și Saturn în Pești vă va da această ocazie, pentru că vă va testa credința, vă va pune la îndoială lucrurile pe care le gândiți, lucrurile de care sunteți conștienți sau nu, persoanele în care ați avut încredere până acum sau nu, posibil să descoperiți din trecutul vostru niște lucruri sau niște oameni în care ați avut încredere și care v-au trădat încrederea, sau unii dintre voi să fiți căsătoriți și persoana cu care sunteți căsătoriți să o fi făcut-o din conveniență, pentru că voi aveți un soi de statut social, un soi de poziție socială care lor le-a fost foarte la îndemână și pe care au urmit-o. Cheia pentru voi este pajul de băte, să dați drumul intenției curajului, să vă recăpătați curajul, să luați decizia de a face lucrurile mai departe și să ieșiți din această stare de nemulțumire. În acest moment văd că marea majoritate dintre voi sunteți nemulțumiți de viața pe care o aveți și tocmai de aceea, în acest context astral unic, pentru că nu ne mai întâlnim cu Pluto în acest semn în viața noastră de om aici în planul terestru, este important să ne trezim și să ne uităm către lucrurile care ne fac cu adevărat plăcere, nu către cele care ne fac să suferim. Alegerea ne aparține. 8 de monede. Să începem să lucrăm singuri la bunăstarea noastră, la iubirea noastră, să ne iubim noi pe noi înșine. Iată, eremitul și 2 de spade. Să analizăm foarte bine pe cine avem alături. Să ne dăm seama exact pe cine avem alături și cine suntem noi cu adevărat. Vedeți că sunt două măști aici? Pentru că unii oameni ne cunosc într-un fel, alți oameni ne cunosc în alt fel. Noi cunoaștem pe cineva sub o anumită formă, dar acel cineva în preajma altcuiva se manifestă diferit. Să știți exact ce vreți, cine sunteți, pe cine doriți în viața voastră, iar acest lucru se face în tăcere și în izolare. Saturn în casa nouă vine cu un sentiment de izolare, cu un sentiment de introspecție. În următorii 3 ani, nu știu, să vă găsiți mai mult în stări meditative sau să vă rugați sau să vă întoarceți la credință sau la o formă de credință, indiferent care ar fi aceasta, pentru ca voi să vă regăsiți sufletul. Pentru că asta se va întâmpla nu numai cu voi, ci cu întreaga omenire. Toți suntem împinși către aceste lucruri. Să văd cine este această împărăteasă. Această împărăteasă este cineva care este după zid, dar căruia sau căreia voi i-ați închis ușa în nas cumva, sau care v-a închis ușa în nas. Posibil unii dintre voi să întâlniți pe cineva la locul de muncă sau persoana pe care voi o iubiți a avut legături cu locul vostru de muncă și acolo v-a rămas gândul. Sau posibil să cunoașteți pe cineva prin intermediul activității profesionale pe care o aveți, alături de care să începeți o nouă viață. Stabilă, plină de iubire, 4, stabilă, asul de monede și abundentă și prosperă, care da să ducă la o relație și de căsătorie, de ce nu? Împărăteasa, magicianul.
această persoană la care voi vă gândiți este totul, sau această persoană care poate apărea în viața voastră este totul, este oglinda voastră perfectă, unul la unul cu voi. Când vă uitați la această persoană, vă uitați la voi, doar că are alt nume, alt prenume, alt corp și așa mai departe. O carte ca sfat, ce vă ajută? Asumarea vieții pe care o aveți, comunicarea, trebuie să comunicați cu cineva, posibil să aveți legătură cu cineva care are foarte multă energie de balanță, cu cineva care este în taur, am spus mai devreme semnele astrologice pe care le-am văzut. Și de acum să începeți să faceți curățenie în viața voastră și să eliminați lucrurile de care nu mai aveți nevoie și să începeți să fiți sinceri, pentru că această toxicitate, aceste gânduri pe care voi le-ați ascuns sub preș, vor avea reverberații pe termen lung și vă pot afecta la nivel de sănătate fizică. Credința va fi foarte importantă în următorii ani pentru voi. Veți ieși din niște relații karmice, le veți finaliza sau veți descoperi că oamenii din viața voastră pe care îi aveți în acest moment sunt karmici, sunt în viața voastră pentru a vă arăta de fapt lucrurile pe care le iubiți. Și v-au măcinat, nu v-a fost viața ușoară până acum, însă aceasta se contrabalansează. Casa 6 vorbește despre sănătate, posibil să fie nevoie să vă preocupați de sănătatea voastră un pic mai mult ca de obicei. 6 este cartea îndrăgostiții, posibil să aveți nevoie de acum înainte să faceți o alegere sau veți fi nevoiți să faceți o alegere. Saturn în pești vă va împinge la nivel de credință să vă dați seama exact despre ce este vorba în viață, pe cine iubiți și pe cine aveți în suflet. Ancora, lucrurile care încep acum, clar, vor dăinui în timp, mai ales la nivel de iubire. Veți redescoperi ceva în sufletul vostru și nu veți mai putea ignora. Am o coroană de rege și în cărți am împărăteasa, deci regele și regina, my perfect match, perechea mea potrivită, de care poate m-am îndrăgostit sau pe care a trebuit să o las în urmă sau cu care până acum nu am avut posibilitatea să fiu, pentru că fiecare dintre noi avea un alt drum, dar acum, după un ocol, după ani sau după zile sau după săptămâni, ne putem reîntâlni. Un semn al taurului care marchează stabilitatea aici. Sau poate voi aveți ascendent în taur și această citire clar este destinată celor care au ascendent în taur. Am aici, am și pisicuța intuiție sau inițialele MA sau am de ales între M și A și va trebui să-mi folosesc intuiția să văd care dintre aceste două persoane este împărăteasa mea? Nu contează că sunteți femei, că sunteți bărbați. Este vorba despre energie feminină, este vorba despre persoana care mă iubește real, autentic, exact așa cum sunt eu. Și cu bune și cu rele. Și cu bune și cu rele. Eu vă mulțumesc tare mult. Sper să se facă lumină în sufletul vostru acolo. Să vă fi fost de ajutor și să aveți o lună martie de excepție. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!